Una dintre cele mai bogate comune vâlcene, Budești, culege roadele prezenței unor investitori puternici în zonă. Primarul Ionel Vlădulescu are cu ce se lăuda și chiar și adversarii săi politici recunosc că se mișcă lucrurile în localitate. După modernizarea interioară a sediului primăriei, se lucrează la exterior, dar au început sau sunt în curs de a începe lucrările la două drumuri comunale, la un cămin cultural și un teren de sport. În plus, Casa Căsătoriilor a căpătat o altă înfățișare spre bucuria perechilor care își unesc destinele aici. Anul trecut, în 2017, am reabilitat sediul primăriei pe interior. Acum ne aflăm în exteriorul primăriei, în afara ei, și o să modernizăm spațiul din fața primăriei, plus sediul primăriei, în așa fel încât să arate ca o adevărată primărie, și o să vedeți, o să vă invit la finalizarea lucrărilor să vedem cum va arăta primăria după terminarea acestor lucrări. De asemenea, sunt și alte investiții, nu numai primăria de reabilitat în comuna noastră. În momentul acesta suntem aproape pe finalizare a două lucrări de investiții. Este vorba de drumul Brândușar și Valea Popești-Satu Barza, lucrări care se află în stadiu foarte avansat de lucrări, în așa fel încât cred că la sfârșitul lunii acestea o să facem recepțiile la aceste două investiții. De asemenea, am avut în lucru un teren de sport sintetic în satul Ruda, care la fel urmează recepția acestei investiții. Deja este finalizată, dar nu este recepționată. O lucrare foarte importantă pentru tinerii de pe raza localității noastre. Deja beneficiază de acest teren la momentul acesta. Este folosit și mă bucur foarte mult că am reușit să terminăm această investiție. La fel, partea de exterior a Căminului Cultural Ruda se va moderniza și în momentul în care se vor finaliza lucrările, de asemenea, o să vă invit să vedeți investiție și o lucrare așa cum trebuie realizată la nivel de Comuna Budești și la pretențiile locuitorilor din localitatea pe care o conduc. Sunt, zic, investiții foarte importante pentru comunitate. Ieri vă spun de o altă investiție care va începe pe raza localității noastre. Ieri am semnat contractul de finanțare pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de canalizare pentru satele Linia și Racovița, o lucrare la fel de importantă pentru comunitatea pe care o conduc și o necesitate nu numai pentru populație, cât și pentru zona industrială. Sper să începem lucrările cât mai repede, în așa fel încât să le și finalizăm foarte repede, pentru că este neapărat necesară această investiție. Sigur că vor urma și alte investiții pe raza localității, unele sunt în curs de procedură de licitație publică. Locuitorii trebuie să aibă încredere în mine și în conducerea primăriei Budești, pentru că ne dăm toată silința și tot ceea ce putem și toată experiența noastră pentru a dezvolta în continuare localitatea Budești și pentru a face o localitate model pentru județul Vâlcea. Și o să vedeți acest lucru, numai că trebuie încet făcute lucrurile bine și trebuie răbdare, pentru că investițiile mari, am spus-o de foarte multe ori, nu se fac după o lună pe alta și sunt unele investiții care durează ani de zile până încep și se vor finaliza. Dar important este că suntem într-un trend de dezvoltare foarte prielnic pentru comuna și locuitorii comunei Budești și așa se va menține în continuare, chiar dacă bugetele de multe ori nu ne ajută. Dar o să facem în așa fel încât ceea ce facem, să facem așa cum trebuie. Marea problemă a localității rămâne lipsa alimentării cu gaze naturale, licitația nefiind organizată de Ministerul Industriei nici după 3 ani de la depunerea documentației.